Viceprimarul municipiului Călăraș, Viorel Ivanciu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că bugetul primăriei Călăraș este foarte mic. Fără fonduri europene, guvernamentale sau împrumuturi, dezvoltarea orașului nu ar fi fost posibilă. Ivanciu susține că până la ora alegerilor locale, 8 din cele 10 proiecte aflate în derulare în momentul de față vor fi finalizate. În afară de proiectele europene pe care actuala conducerea primăriei, împreună cu colegii din primărie și direcția de dezvoltare, le veți vedea implementate în următorii 2 ani jumătate, după aceea va fi foarte greu ca acest municipiu să facă cineva ceva, datorită faptului că trebuie să ne raportăm la un buget foarte mic. Acest buget foarte mic a fost dintotdeauna. A fost și în ultimii 8 ani. Totuși, în ultimii 6 ani, cred că ați văzut anumite realizări. Sigur că nu e toată lumea mulțumită, sigur că unii ne atacă, dar o analiză corectă și cinstită veți ajunge, probabil, mai mulți dintre voi la ceea ce am spus eu. Cât de rău ai fi, n-ai cum să nu vezi aceste realizări. Faptul că acum 4 ani, în campanie electorală și pre-campanie, și-a asumat actualul primar să facă acel cele 8. Faptul că orașul este în continuare cu niște lucrări deschise, cu niște șantiere deschise, veți vedea că până la ora alegerilor, 8 din cele 10 lucrări mai importante din oraș vor fi gata, ne face să sperăm că noi vom fi câștigători și ar fi mare păcat să nu fim noi și să fie alții, datorită acestor proiecte care se vor termina, așa cum v-am spus, s-au muncit enorm de către echipa care a participat și s-au obținut și bani și suntem în licitație cu toate lucrările, unele chiar în faza de contractare. Restul sunt povești, sigur, sunt lucruri politice. Referitor la subiectul cu alți candidați la primărie, organizația municipală nu are cunoștință de așa ceva și consider că să particip la un mandat de primar, trebuie să ai niște calități, trebuie să fii un lider, etapele trebuie să parcurse și nu arse. Deci consider un subiect. Și dacă una are capacitatea să arde, nu ca există, o tortă. Nu există să arde. Nu există să arde. Mai ales în administrație, vă asigur că, indiferent cine ar veni din afară, vă asigur că îi va trebui un timp, și voi știți mai bine decât mine, eu am trecut până asta, ca să se acomodeze cu mecanismele administrației publice locale. O să vii de oriunde ai venit. Sigur că e un avantaj dacă vii de undeva, dar dacă nu vii nici de nicăieri, cu atât mai greu este să devii liderul unei organizații, să te implici pentru a candida la ceva. Drept pentru care, cred că lucrurile se vor așeza. Sigur că nu toată lumea se aliniază la tot ce spun eu aici, dar cu siguranță că și colegul nostru mai tânăr la care ne referim noi, e mai puternic, are și părți bune, are și părți mai puțin bune, o să vedeți că el va face echipă cu noi și împreună vom câștiga toate bătăliile și anul ăsta, așa cum le-am câștigat și anul viitor. El a zis asta că faceți echipă, dar a zis și că se face un sondaj de opinie. De ce să mai face sondajul dacă... Păi cine îl face? Poate îl face el sau îl faceți voi, unii nu trebuie. Președinte de organizație municipală și domnul senator Filipescu, cât îi mai tolerați derapajele și atacurile contra PNL? Direct, indirect și din toate direcțiile. Din experiența pe care o am eu, consider că disciplina de partid este foarte importantă. Această disciplină de partid, cum să spun eu, stabilește niște reguli. Nu toți oamenii respectăm regulile. Uneori chiar e bine să nu le respectăm, pentru că poate vedem lucruri pe care China nu face să nu le vedem. E o întrebare bună, n-aș vrea să-ți răspund neapărat la ea. Eu doar sper că oricare... Aveți la cunoștință faptul că la altă seară, la podul 4, a fost o întâlnire organizată de Dragoș Poman, în care se stabilise clar că este candidatul PNL la primăria Călăraș și nici la asta nu răspund. Păi nu, pot să-ți răspund într-un fel, în sensul că dacă este adevărat, ceea ce eu nu cred... Ceea ce nu sunt lăsat la nu
cred că asemenea oameni, că nu e singur, dacă e așa, e foarte rău. Dar eu nu cred că el face lucrurile astea așa cum fac alții, în schimb. Și dacă noi vrem ca asemenea oameni să ne conducă mai departe, înseamnă că avem o problemă. În rest, eu n-am avut, de când a plecat la București, o discuție cu el, că nu ne-am întâlnit. Cu siguranță voi avea un weekend ăsta sau foarte rapid. Cu siguranță va veni să stăm de vorbă și vă asigur că eu, în urma discuției, îl voi face să înțeleagă, noi fiind de altfel destul de apropiați, așa, și de ușă, dar și de oarece activități, având în vedere că 3 ani și ceva am lucrat împreună, să înțeleagă și lucrurile pe care poate nu le înțeles. Dar nu aveți dialog? Că îmi păreți puțin așa, că nu sunteți la curent cu ce se întâmplă, cu ce face, cu ce zice. Nu am avut dialog. Asta este, cu atât e surprinderea mai mare, că dacă aveam un dialog, poate și înțelegeam anumite lucruri. Din membru PNL, nu? În organizația municipală. Din câte știu eu, da. Crezi că nu mai. Da. Eu cred că un tânăr cu niște calități și cu niște defecte va înțelege că lucrurile nu sunt așa simple cum credem fiecare dintre noi la un moment dat. Eu cred că mai sunt anumite lucruri care trebuie reglate și sunt de acord cu voi că poate era dar să le lăborim mai demult. Dar mai aveți timp de lucru. Da. Nu mai avem timp. Nu prea mai aveți timp. Da. Eu sper că cei care sunt actorii principali aici, Vali Barbu, primarul Drăgulin, domnul senator, sunt în stare să regleze această situație și dacă nu sunt ei în stare, cu siguranță voi fi. Ați spus ceva mai devreme, ar fi păcat să câștige altcineva. În ce alt partid. Alt partid, da. În ce situație credeți că s-ar putea întâmpla acest lucru? În ce situație? Da. Într-o situație în care lumea din cetățenii acestui oraș... Da. Situația în care nu-i tâmpiți. Toată situația nu există. Ceea ce nu cred că se va întâmpla. Da, că trebuie explicat și voi, cei care doriți, bineînțeles, să faceți lucrul ăsta, că nu sunteți obligați să explicați oamenilor lucrurile bune care s-au făcut. Păi ce oamenii sunt paralele? Eu trebuie să le explic oamenilor că au drumuri, că au aia, că au aia. Raportat, deci dacă îmi dai bune, ce cred eu? Asta nu înseamnă că e și universal valoros. Dacă fac o situație și o raportare, ceea ce tu poți să faci la bugetul acestui an, în ultimii 8, 10, 12, 15 ani, și lucrurile care s-au realizat în ultimii 15 ani sau în ultimii 6 ani, n-ai cum să nu observi o îmbunătățire extraordinară. Nu trebuie să fii dacă cu mine, dar bănuiesc că analiza asta ai făcut-o și... N-am zis nici că sunt, nici că nu sunt eu. Auzi, zicem oamenilor că s-a asfaltat. Asta văd și ei. Zic că să le vorbi despre realizări oamenilor. Păi nu se presupune că oamenii le văd, adică... Păi nu, nu le văd pentru... Și dacă nu vreau să le văd că sunt eu ticălos și nu-mi place mie de drăguț. Nu, ești obligat să le văd. Dar dacă ar fi să vorbim un pic și de lucrurile astea, eu cred că... Trebuie critica, pentru că asta e normal și ăsta e rolul vostru.